Cancer, academician, președinte CNA. Academicianul Valeriu Cancer a dezvoltat direcția științifică Fizica proceselor electronice în materiale și nanostructuri cu anizotropia caracteristicilor quasiparticularelor. În prezent, dezvoltă cercetări în domeniul fizicii nanomaterialelor și nanostructurilor. Este fondator și redactor șef al revistii Moldavian Journal of Physical Science. În prezent, este președinte al Comitetului Internațional de Expertiză al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Rusia. A publicat circa 500 de lucrări științifice. Are peste 30 de brevete de invenții, 8 monografii. Laureat al Premiului Național pentru Știință în 2004. Decorat cu Ordinul Gloria Muncii, om emerit. Venind de pe terenul științei, sigur că aș vrea să subliniez că un element al culturii este și știința, iar cultura este și ea un element al științei. De fapt, cultura și știința sunt două fațete, deci, care sunt interlegate între ele. Deci, prin știință și cultură se leagă spiritul și rațiunea, ele devin inseparabile. Și venind de pe tărâmul științei și fiind totuși Ziua Națională al Culturii, sigur că aș dori în numele întregii comunități să felicit toți cei care sunt încadrați profesional în area culturii, artei, să le urăm sănătate, fiindcă noi cei de la știință și cei care sunt la cultură suntem pe tărâmul creativității, fiindcă și de acolo și de acolo vine creativitatea. În cultură mai mult vine creativitatea legată de frumos, în știință vine creativitatea legată de adevăr. Dar dacă o să avem adevărul îmbinat cu frumosul, sigur că și viața, chiar în vremuri grele, o să ne pară că este mai tentantă, mai interesantă.